Selecționerul României la handbal feminin vine la Ploiești. Gheorghe Tadic antrenează și handbal club Zalău, echipă ce va înfrunta pe CSM Ploiești în etapa 7 din Liga Națională. CSM-ul își dorește să obțină măcar primul punct din actualul sezon. Antrenorul Gheorghe Covaciu spunea că Zalăul este un adversar mai apropiat ca valoare de echipa sa și așteaptă o reacție bună din partea handbalistelor sale. Portărița Elena Șerban a fost convocată de Tadic la națională și va fi un prilej bun pentru ea să-și demonstreze calitățile în fața selecționerului. Covaciul va înfrunta pe Tadic, un antrenor zgomotos care creează probleme aproape în fiecare etapă. Sezonul trecut, Zalăul lui Tadic s-a impus la Ploiești după un meci cu scandal în care gazdele au acuzat arbitrajul. Până acum, formația ploieșteană a înfruntat cele mai bune echipe din campionat, acesta fiind unul dintre motivele pentru care CSM-ul are 0 puncte după 6 etape. Din această cauză, ploieștencele sunt penultimele în clasament, în timp ce Zalăul ocupă locul 7 cu 9 puncte. CSM Ploiești HC Zalău se va disputa duminică la Sala Sportului Olimpia, meciul fiind televizat.